Astăzi a debutat ediția 10 a concursului Romanul Curat și Verde, care se desfășoară în perioada 18 martie-19 aprilie. Concursul urmărește salubrizarea întregului municipiu. Zone verzi, părculețe de joacă, alei dintre blocuri, parcări, platforme gospodărești, căi de circulație rutieră și pietonală, grădini și balcoane. Oricine dorește să participe este binevenit să se înscrie la concurs, nu există o limită de vârstă. Înscrierea se poate face pe e-mail sau personal prin completarea unei cereri tip care se găsește la biroul unic al primăriei municipiului sau pe site-ul primăriei municipiului Roman. Câștigătorii vor fi desemnați de către primarul municipiului Roman în urma verificărilor efectuate de comisia implicată în concurs, comisie care acordă un punctaj pentru fiecare activitate în parte. De la data de 15 martie până astăzi s-au înscris deja 23 de entități în concurs. 7 instituții de învățământ, 11 asociații de proprietari, 2 ONG-uri, 3 persoane fizice și, din păcate, nici o persoană juridică.